Nu. Aș mai face, uite, până vă gândiți, aș mai face și robotul pentru bătrâni. Adică în formă de copil care să-ți aducă o cană de apă la... Știi? Dar doar atât. Da, doar dacă atât, ai căzut pe jos și ți-ai rupt șoldul, îți doar un pahar. Se pare că te-ai și pișat pe tine. Cum se numește podcastul? A fost o glumă. A fost... Vă uitați la mine și-o păzați că vă stă bine. Îmi cer scuze. Eu în numele lor. Îmi cer scuze. Ok, ok. Bă, 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 trebuie să apreciez. Nu trebuie să apreciez, Joe. Așa bași și tu la Dara. Nu trebuie să apreciez. Ritmul pe care l-are omul. Și mai e asta pe care trebuie să o ascultăm neapărat. Dați-mi și mie o brichetă, vă. Să dea Dumnezeu strike. Să vă învățați minte. Strike, domnul YouTube, dacă vedeți asta. Strike. Asta bate într-o mașină. Da, da, e foarte jumecheu. Rose! Dacă să trezești într-o dimineață și găsești doi, el sub masa asta, el din picioare. Da. Nici la chef, nici la beție, niciodată. Nici la chef, nici la beție. Eram în... Am plecat pe șmecherie. Eram în Morlaca, în pula mea. Numai astea erau. Eram în Morlaca mea. Nu puteam să intru, să mă rog. Nu puteam să intru în ea. Da, ne-ai idei. Mugeva ca a trece vremea. Asta a fost un pic de Tudor Gheorghe. Mugeva ca a trece vremea. Trece vremea. Ce mai făcea mai este? Mugeva. Ok, bine v-am găsit la A fost o glumă, sezonul, episodul cu doi invitații care erau pe aici. Ele micuțu, dar nu Cătălin. Te mai satură Dumnezeu de podcasturi. Podcast. Eu nu mai am viață personală. Sunt din podcast în găoază. Vrem să anunțăm că o să mai fie spectacole de stand-up comedy. Începem Europa. Cine e din Europa? Da. Bă, 17, 18, 19 decembrie avem Roma, Paris și Bruxelles. Eu nu sunt, să nu veniți pentru mine. Stați acasă, o să fiu eu cu Bordea și cu Mirel Popinciuc, nu mă înșel. Da. Privirea. Da, deci veniți acolo. Care e foarte, foarte bun. Da, foarte bun. Adică vi recomandăm, o să vă placă. Așa și bineînțeles la clubul The Full în fiecare weekend, vineri, sâmbătă, show-uri, joi avem open mic dacă vreți să vă testați abilitățile de comedianți. Da. Puteți să veniți aici și la noi. Da. MC Mădălin Cârge. Da. La Ce open cu? Mic. MC la open mic Mădălin Cârge, ca să adevărat știu aici în spatele camerei. Și top 7, să nu uitați să intrați la Mădălin Cârge pe canal, top 7, reprezentând acolo. Da, și mulțumim Mega Image, care e lângă noi, la propriu, avem un mega club. Au deschis aici. Da. Au deschis un club. Am închiriat, în fine. E o perioadă grea, înțelegeți-mi. Cum ai să duci la baie să fie Mega Image direct acolo? Păi da, o să fie. Dați-mi și mie. Dacă mai merge pandemia asta, lângă o să fie Carrefour. Așa și salutăm poliția română și Lidl. Ați văzut materialul? Pentru frații mei din Serbia. Ați văzut materialul de pe recorder cu poliția? Eu nu am văzut, n-am apucat. Bă, s-a făcut așa o milă, jur. Adică îți vine să nu mai faci infracțiune. Adică îți vine să nu mai faci chestii de căcat. Eu știam doar de la prietenii mei polițiști că n-au fonduri pentru nimic. Adică n-au nimic. Nu, n-au săli, n-au echipamente, n-au pestoale. Păi dar tu nu mai știi, mă, de la Duțuc, de la Suceava. Sănătate acolo Duțuc, la Suceava. Și Urban, dacă sunteți din Suceava, să mergeți la Urban să mâncați și să-l salutați pe Finu. Și la Duțuc, dacă aveți probleme. Da, nu e. Că nu știi că ei mergeau săraci cu Dacia aia Logan. Avea un Logan din ăla, vai morții lui, și urmăreau pe aia cu Cayenne-ul. De n-avea servo Loganul, bă, băiatule, și te bea în curbă. Hai, toți băieții, hai pe volan! Repede, e valul mare!
Da, hai, începem? Hai. Păi da, a, credeam că mai suntem așa de vorbă la povești, la zi. Avem că începe show-ul. A, da, corect, aveți dreptate. Mai că dacă era, podcastul ăsta e tras între show-uri. A, deci întrebările sunt date de oameni în comentarii, nu? Oameni care se uită la această emisiune. Bun, AFG 48, e episodul 48. De acolo doar 48, da. Doar un sezon viață, sau e... Nu știu, nu știu. Sezonul chiar 2, da. Nu avem citesc eu? Barba cea mai mare, o luăm în ordinea bărbilor. În ordinea bărbilor, ok. Da. Din acest moment nu mai puteți câștiga niciun ban din spectacole sau activități artistice. Mă omoară întrebările astea, ne bag în depresie. Sau... Unde te vezi? Păi da... La ce? Da. Unde strângi vezi gunoiul? Rămâneți doar cu banii pe care aveți acum în cont până la sfârșitul vieții. Ei, puteți investi oricum. Cum credeți că o să vă descurcați? Eu știu clar. Deci jumătate din ei îi bag în... În Mana. În ce? În Mana. Este o criptomonedă care se folosește pe Decentraland. Un loc virtual, gen Meta, cum o să fie Meta de la Facebook. Okay. Așa, unde își cumpără așa ei pământ. Pământul în sine fiind un NFT. Mm-hmm. Adică și la asta se folosește Mana, la tranzacții pentru NFT. Da. Și ții pământ virtual... Și ți-ai pământ virtual și poți să-ți faci acolo, să zicem, un casino, cum există în momentul ăsta. Și tu intri în casino și joci cu Mana. Da, avatarul tău virtual, da. Practic e un da, fel da. De second life, un pământ second exact, life în care cumperi. Exact. Ok, da. Exact. Și deci jumate din bani ai băgat acolo. Jumătate din bani acolo. Da. Dar oricum o să faci asta, adică pare că un plan nu contează. Am făcut asta deja. Ok. Are 3 hectare. Și cu cealaltă jumătate îmi iau o casă la țară undeva lângă București. Da. Și îmi iau animale, plantez de toate și trăiesc, încerc să devin autonom. Păi de ce dacă ai banii aia din Mana care o să faci o grămadă de bani din Mana? De ce îți mai pentru ai că la dacă țară? Nu o să fac o grămadă de bani. Exact. Să aibă și animale. Și în momentul ăla o să fac troc. Deci dacă rămân fără bani din Mana, o să vin pe la voi. Băi, Ioane, trebuie și mie o mașină. Vezi 10 vaci? Unde să le țin la București? Să le trimit la Morlac. Deja... Deci o să-ți plătești abonamentul la Netflix în brânză. Adică să face cum cineva un slot pentru tine și da. Cred că eu cred că o să existe la un moment dat. O să revin la chestiile astea. Să faci troc de genul ăsta. Dar știi că sunt alea care pornesc de la un pix și ajung la un casetofon prin schimburi. Există platforme de troc. Sunt două cazuri de agrafă care a pornit de agrafă de birou și așa a luat casă. What? Jur, câțiva ani. Da. Schimba agrafă de birou pe brichetă. Iau bricheta, caut pe grupuri, cine îmi dă pe această brichetă, nu știu, o pereche de căști. Sunt mai mici tranzacții decât am explicat okay, eu acum. Okay. Nu e chiar așa, dar ca, a ajuns de așa două ori, în două situații, la să-și ia casă de la o agrafă de hârtie. Da. Trebuie doar să muncești, cap. Dar da, cred că asta e clar ca investiție, să te duci la țară să te descurci singur, panouri solare, Da. Dar atunci mi-ai mai luat ceva, că na, la un moment dat o să ajungi în vârstă și nu o să mai poți să lucrezi câmpul sau așa, să-ți faci dos de hrană, cred că mi-aș lua niște, nu știu, pume sau ceva, să vâneți de pentru pume? Da, să vă să antrenezi toată viața. Pume, da, mă, să trimiți pumele la vânat, da, și să-ți aduce. Șoim, oaie! Foarte bun. Da, nu poți să te pume. Puma se aduce praia. Ce câini în pula mea, de ce te duci la pumă? Poți să ții căței ca vreau să cauți să vâneze trufe. Ceva mare, adică nu vreau să vâneze eu. Ah, oh, truf, dar nu... Dar unde vânează pula mea? Unde mai, nu mai e vânat în țară, unde vânează? Cum să nu fim vânat în țară? Ce? Am întrebat. Nu ai întrebat, ai afirmat. Am afirmat așa, da. Eu m-aș descurca perfect. Trabucurile pe care le-am, mașina pe care o am și la... ar fi... A, că mașina consumă mult, nu știu cât de descurca. Trebuie ceva electric. Păi da, o modific, îi pun gaz. Ai, și așa toată lumea când mă întreabă, dar n-ai gaz pe ea? Nu. Și au toți peste, dar ce morțită ești, milionar, du-te în pula. Dar te-ai născut în Dubai, ăla... Adevărul că ai un RATB să mă apucer. Păi și face când îți îngă o mașină. Eu cred că poți să tragi un autobuz de RATB. Cred că poți să-l tragi. Poți să mă ocup și cu asta. Da. Eu m-aș muta la... De fapt m-aș muta, cam apartament aici, să mă mut. Da, pula mea, să mă mut. Ce trebuie cu casa mea, fătito, ce pula mea, mă mut. Eu ce prost să mă... Da, nu. Doamne. Dar l-aș închiria pe ăsta, m-aș muta oricum. Aha. M-aș muta la Măcin, mi-mi place la Măcin. Și mi-aș deschide... cu banii, cu jumătate de bani, la fel, cu jumătate de bani aș deschide un studio de videocet. Pentru tine?
Pentru mine, pentru cine mai trece pe acolo? Să fie un... La Măcin, la Măcin Studio sau... La Măcin Studio. Ca să... Unde o găsi spațiu, na, că... Unde e mai ieftin? La Măcin da. E mult mai ieftin și mult mai... Mult mai ieftin, da. Păi cumpăr toate casele de lângă mine și le fac studiouri de videocentru. Videocentru rar. Păi stai, mă, da, căcat, că te-o casă la țară, 100 de milioane o casă, nebunule. Ce, mă, 2000 de euro? Unde, unde, în ce lume trăiești? Bă, tu trăiești în România, mă? Ok, 10.000 de euro, hai, mai 10.000 de euro. Bă, dar să case țărănești de alea foarte vechi, adică nu ai cum să te gândi aia așa. Deja românul știe cât costă pământul. Să se vadă carpeta pe spate când face video ce săraca. Să se mai vadă un gândac așa. Să aude tractorul. Cum mai intri tu pe acolo, îți cauți țigările. Băi, am lăsat țigările în casa asta, îi treci la aia prin cameră. Fetelor, a venit micuțul, s-a adus ouă. A adus ouă. Ce dăm în schimb? Smith trebuie să plec. Hai că au venit ouăle de, de lângă București. Ce tare să se doriți la videochat. Wow, brânză, da, lapte bună. Și pompe funebre vesele aș face. Și să se audă, știi cum e la token așa, la, la videochat, că se aude ping, așa. Vorbesc serios că nu. Ok, ok, am glumit, am glumit. În fine, deci... Face nici ping. Eu n-am intrat la video chat. Dar se face da, ping se face. Și ping. În funcție de ce donezi să fie Și mi-aș deschide o firmă de pompe funebre vesele. Adică să personalizez sicriile. Adică să mă interesez de viața mortului și să-i fac un colaj de fotografii. Deci, pe... Poți să faci un zâmbet după aia. Joker. Să-i faci pe toți fericiți așa. O să fie super creepy, toți morți da. Da, bă, ăsta face mișto sau chiar e mort. Da, asta, nu Jokerul ăsta Heath Ledger, Jokerul Jack Nicholson. A, da, așa, da, așa. Da, 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 da. Îi da. Faci din alea de panteră. Asta aș face și m-aș descurca extraordinar. Îți pare o idee foarte bună. Colivă de la tine, orzul de la tine, tot. Eu cred că avem ce să facem. Ce să bio, bio la micuțu, deja... Eu la micuțul. Pe mine m-a întristat întrebarea asta, că eu n-am foarte mulți bani puși deoparte. Deci... Ai venit pula, trebuie să te angajezi la noi. Eu îmi iau deci... niște brânză topită cu jumătate și o pâine cu cealaltă jumătate. Îmi iau brânză topită. Da, acum dacă stau da, să din fac... aia, pachet mare da. De 20. Da. Eu, dacă stau să fac niște calcule, cam rup. 3.000 de lei așa puși deoparte. Oh, ce mă, la țară te descurci? Cu 3.000 de lei. Fii o casă la țară, mă, în Măcin, lângă Măcin. Hai, nu deci, în Măcin. Îți închiriez o parcare jumate că o să fac și eu ca voi pe jumătăți. Cu 15 milioane. Jumate cu 15 milioane îi bag la pariuri. Ha, investez la pariuri. Da. Investez la pariuri. Și ved să... Idee, păi, dar trebuie să scot mai mulți bani. N-ai cum, n-ai păi nicio, și de ce n-ai crezi nicio că o să scoți mai mulți bani vreodată? Din pariuri? Da. Că la un moment dat îți iese dacă stai să te uiți mai pe meciuri și pe astea. Mai bine cumperi mana de 15 minute. Ca în 10 vine ani. Vine el, vine. Ca în 10 ani să ai 40. Păi bine, și ce fac? Deci cumpăr mana de 3.000 de lei, 30 de milioane. Nu, de 15. De 1.500 Nu mai ai 30 de milioane, vezi nu că nu mai ai, că ți-ai plătit lumina. Nu, de 1.500 de 1.500 și... așa, și mana va valora ceva în timp. Eu până atunci ce fac? Vii și muncești la mine, la Mai e la fermă? Da. Bine. Sau îți cumperi calculator și vii la mine la videocel. Dar poți să faci, dar sunteți departe unul de altul. Dacă îți faci firmă la Măcin, lucrezi și într-o parte și în cealaltă. Nu pot, nu mă mut. Nu, nu, no, nici eu nu mă. Dar chiar unde te muți la țară? Chiar unde mergi? Unde ceva pe aici, pe lângă. Pe aici. Nu știu. Azi fiu aproape de... Păi de ce să mai rămâi în București dacă nu mai faci show-uri, nu mai ai nimica? Unde e o țară liberă? Ah, de corect, că nu mai faci. Păi nu mai ai show, nu mai ai activități artistice. La Suceava mă duc direct. Da, clar, nu. Da. Nu știu ceva lângă finul acolo, mai duci și mai aruncă și mie o bucată de brânză. Cartofi de aia buni cu brânză. Da, 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 exact. Dar 15 milioane i-aș băga la păcănele. Jur, eu aș vrea să fac bani repede la un moment dat. Nu, m-ar stresa foarte tare să am doar 30 de milioane așa pentru toată viața. Dar să-ți iei și un pachet de țigări. Ca să ai ce să fumezi când îi pierzi pe toți. Nu o să-i pierd pe toți. Să ieși de acolo și să fii bapul, ai bag și poște la 15 milioane. Da, da. Din mana. Trebuie să dea, mă, două morții. N-am, eu n-am soluție. Bă, n-a dat nimic toată seara. Trebuie să dea. Și erau toți banii mei. Ce-s bodyguards? Da, da, da. Hai, hai la fermă. Hai.
Hai să muncești pământ ca să te detenționezi. Chiar n-am văzut aia Clarkson Farm. Cred că e interesantă. Ce este Clarkson Farm? Clarkson de la Top Gear și făcut emisiune pe Amazon Prime. Clarkson Farm și făcut o fermă. Ah, okay. Tu te-ai uitat parcă, nu? Da. Da, ar fi super tare ideea de emisiune să faci. Păi nu, eu asta mă gândeam, că oricum am o cameră de aici sau două camere și să-mi fac, deci mă mut acolo și îmi fac un soi de, adică pe canalul de YouTube îmi fac un soi de emisiune din asta în care gătesc în liniște. Fără foarte nimic, bune emisiunile, da, foarte. Doar sunetele din bucătărie. Exact, exact. Ce calm ar fi, ce tare. Și te uiți așa spre camere. Nu mă uit la nicio cameră. Așa era Almazan Kitchen ăla, de mai urmăream eu, doar că băga muzică pe fundal, da, nu zicea nimic, și doar toca lejer, făcea la marginea râului, așa făcea un foc, mamă, și ce tare. Gândește-te în Suceava, cum e zona aia de pe la Filuță de acolo. Ah, da, la Filuță. Și gândește la frumusețea aia, așa, mai tragi niște cadri cum faci tu cu așa, mi-au o dronă, uite. Așa? Jumătate de bani? Da, îți dau eu banii de drone. Nu ți ajung. Nu ajung. Ce fac, bă, deci ești pe mi-au din aia mică de bă, 2000 de euro. Bă, ești total inutil, bă, noroc cu voi. Chiar să fie drona ta. Trimiți. Da, dacă poți. Înregistrează. Telefonul înregistrează. If you have a kite. Se întoarce la voi. Da. Domnul Nelu. Bun, eu am zis. Tot așa. Dacă ar fi cu jumătate, asta cred că cealaltă jumătate mi-aș apartamente tot în țara asta. Jumătate din bani, cred că i-aș băga în ceva cursuri pentru copii, ca să mă întrețină pe viitor, dar ceva să facă bani, ceva de, nu știu, pentru copiii tăi, adică să investești în copii cu bani. Le-aș plăti, da, exact, ceva să facă. Adică să-i pui să semnezi un contract de pe acum. Ce? Adică îți dau bani înapoi. Că investesc în ei, da, ca da, să da, nu dai înapoi, da. Adev, adev. Serios? Da, pe da. Dacă ajung niște necunoscători și au plecat. Da, trădători. Și cu direct cu, dar nu știu, nu se schimbă. Apoi Crețu să semneze cu amprenta, nu se schimbă pe măsură ce crești? E posibil, nu știu. N-aș pag, nu prea poate să semneze nimeni. Prea au fost arestați copii de 2 ani și amprentați. Știi ce poți să faci? Să-i filmezi? Da, în timp ce spun, da, și eu o să-i dau totul de tati. Să se audă în spatele camerei. Hai mă, Luna, că a glumit tata, nu trebuia să spui așa. Ma, nu, nu, îi dau totul lui tata. În momentul în care o să fac bani, o să-i dau și o cană care, cu care apă. Care tati? Nelu Cortea. Ionel Cortea. Nelu Cortea, Ioan Mihai. Avem o întrebare de la Avram323. Ia să vedem. Ești în competiția Asia Express, trebuie să-ți alegi un partener din cei trei: Irina Margareta Nistor, Teo Trandafir sau Florin Piersic. Pe cine alegi? Mai știu clar. Cine? Irina Margareta Nistor. De ce? Că știi engleză? Unul la mână, doi la mână, că pentru că e o războinică. Margareta. Zici? Da. Margareta. She's feisty as fuck. Tu te pădești, dai. Eu m-aș duce cu Teo Trandafir. Teo Trandafir ne face căcat. Și eu m-aș duce cu Teo, pentru că mi se pare că slăbind atâta, cred că adică poate să meargă, poate să facă chestii din taskurile alea. Adică da, e neamărgată în istorie mai, da. Mai... Plus că mai o supraviețuitoare, gândește că a plecat, a fost dat afară de la TV și a supraviețuit. Dar nu vreau să câștig, mă, Asia Express. Eu vreau să vrei doar bine. Să te simți... A, înțeleg. A, nu, what the fuck? Bă, nu, ce mă duc Florin Piersic. Da, așa da, măcar ascult povești toată ziua. De fapt, nu, că te obosește rău de tot, crezi. Merge și încet, așa, după tine, ușor, ușor. Tu nu mai apuci să dormi, că stai doar la testimonialul ăla. Voi nu mai apucați, ați găsit cazare și băi, până a doua zi din ați la please sir, please sir, please, no come money on, sir, no money. I tell you story. Da, suntem foarte siciliani. Florin Piersic așa sicilian. Mă, apropo de please sir, ăsta era no please sir. Doamne. Da, Teo Trandafir. Eram cu Coșco Geamite, băiatul. Coșco Geamite. Ce? Coșco Geamite înseamnă mare. Faci niște... Nu, Coșco Geamite înseamnă să mă fut cu mintea ta. E un neologism. Coșco Geamite, băiatul, nu? Ce? Nu știi? E un arhaism. Arhaism. Arhaism neo. Bine. Neo. Hai să... Neo. Neo. Ăsta e cuvântul nostru secret, Cățeline. Nu trebuie să știe nimeni. Ce nomenclatură. Ce nomenclatură. Eu folosesc cuvinte de ampule. Asta zic, hai să mai spunem... Dacă ar deci să asta, vă... asta am rezolvat. Am rezolvat. Am rezolvat-o, scurt. Da? Nu e. Dacă ar fi să vă măsurați greutatea propriului cap, cum ați face-o? Păi... What? Ce?
astăzi, mă. De la răutate, răutate o cheamă sau îl cheamă pe cel care răutate. Da, da, da. Își pune capul pe un cântar. Cântar, da. Păi, dar nu, dar n-ai, că nu, e fiind știi legat cum de să gât, faci? Nu poți să fii precis. Adică cum faci să fii cât mai precis? Mor. Vi la pop aia... pe vesele la mine. Mă luați așa, frumos. Stai capul, fac și un zâmbet de la frumos așa. Mă scoateți din pungă. De chiar, cum ai putut? Știi da, cum poți să faci ca să... ca să o să fie corpul în apă cântărește mai puțin oare dacă plutește sau lucruri de genul ăsta, e simplu, mă, te cântărești complet și după aia împarți pe bucăți. Ce plume așa greu. Să scoți capul după aia. Na, după aia deduci. Păi da, împarți pe cântărești bucăți. Cu cap și da, fără da, cap. Dar cred că există o metodă de a-ți măsura, pentru că na, osul are o anumită densitate. Mm. Eu știu de la rezistența materialului, de exemplu, fiecare material în parte are o în funcție de nu știi cum o cheamă pe nevastă, dar știi da. Dați un pic. Te-am făcut la, așa, fiecare are o anumită greutate și cred că Elena dacă îți ia niște măsurători să vadă cât la sută e os, cât la sută e sânge, cât la sută tendoane, mușchi și așa mai departe, cred că poți să ajungi foarte clar la greutatea capului tău până la urmă. Dar ce e și Rain Man-ul din tine, da, să-mi da, 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 până acum ai fost na, Nelu, care nu știe unde e el și acum a fost, da, dar dacă îmi pare, mă, să-mi bag pula de geniu, ce ești brusc. Nu, mă, dar de... Nu mă, dar e elementar. Ți-ar ce, capul adrecu. Ce desuiet ești, să moară foamele. Wow. De chiar ai folosit tine cuvântul desuiet. Nu? Acum, da? Da? Da. Da? Doar că e deșuiet. Deșueta. În regulă. Bine. Pornind de la premisa filmului The Box, dacă mâine ai, ați primi... Cred nu știu, box. O cutie nu știu. Cu... Cred că ne explic omul acum. Dacă ați primi o cutie cu un buton roșu și un bilet pe care scrie că dacă apeși butonul primești $1,000,000, dar cineva undeva în lume o să moară, ce ați face de la Câmpean Mircea? Eu personal... La 30 de milioane ai mei? Tu vezi că tu ai 30 de milioane. Ne păsai. Tu ai niște brânză topită. Ești angajat ca dronă la bio la micuțul. Deci tu ai probleme mari. Atunci mă voi mai gândi un pic înainte să răspund. Personal, dacă este... Eu am mai citit întrebarea asta și în alte contexte și m-am gândit la ea de multe ori și personal n-aș putea să... Știu că cineva a murit din vina mea, adică vina... Dar stai un pic, dacă moare cineva apropiat ție, adică poate păi să cadă lângă tine... Asta bașca, deci asta știi. Bașca, dar și cineva necunoscut, complet necunoscut. Wow. Dacă ar muri și a ști că e vina mea, n-aș putea să mă bucur de banii aia, că aș avea toată moartea lui pe conștiință. Pot să răspund eu în locul lui Bordea, vă supărați? Deci el ar face așa, ar veni, ar lua pe toată lumea în brațe... Îmi pare rău. Așa, și după aia... Dar a păsat de mai mult ori ar fi. Da. Sper că ai murit futu-te în gură, Stefan. Așa e. Direct m-aș duce fericit în bucătărie. Da. Și da, primul lucru te uiți în sufragerie așa. Da. Și apăs până n-o mai văd. E ca la Thanos. Da, nu, da, da, scuze, Libia, dar n-aș face asta, doamne ferește. Adică așa păsa și aș te-am bucurat amândoi de bani. Na. Mi se pare că $1,000,000 e prea puțin pentru așa ceva. Dar dacă aș putea să alege, da, dacă am putea să alegem cine moare. Tot n-aș face. Da, da, poate aș putea să aleg, clar. Gândește că poate... Clar, dar câți nasul poate e un, poate un interlop ceva sau un ucigaș în serie pe care l-o moare. Că te citesc da, e random, nu știi. Automat persoana aia o persoană bună. Da, mă, când ai apăsat pe ăla o să fie... Poate fi un copil, poate să fie oricine, poate să fie... Da, da, în același timp poate să fie o persoană foarte rea. Poate să fie cineva care o să inventeze ceva, care ajută. Poate să fie oricine, îți dai seama. Poate să fie super nașpa. Chiar și eu? Da, cred. Nu, tu poți să mori? Nu cred. N-are sens. Da, n-ar avea sens. N-ar avea sens. N-ai apăsa. Deși ar face totul mult mai interesant. Mm-hmm. Da. Că poate bun, nu-ți pasă de nimeni, dar... Plus că aș afla cine a murit și aș da 50.000 de euro. Acum afli cine a murit? Adevărul că la cine asta e mai mare mea. Problemă. Când 50.000 de euro. După taxe, după căcat. What the fuck? Dar eu am apăsat butonul. Păi o să vin ANAF-ul și o să fie de la apăsare de buton. Dom'le, dar 19% ăștia cine îi plătește? Serios, 50.000 de euro, ce căcat. Ce dracu, nu mori? Mori niștit așa un pic. Să crească copiii, cine mai e? Da, da. Eu n-aș apăsa. Ei, n-ai apăsat, nu te bă de aici. Dar dacă... Da, iartă-mă, Nenu.
Chiar n-aș apăsa, nu. Nu știu, te înțeleg perfect, sunt în aceeași oală cu tine. N-aș... nu. Dar dacă ați apăsa, ați lua 1 milion, n-ar muri nimeni, dar ar scădea penisul cu 1 centimetru. A, ba, pula nebună. Da. Eu rămân cu o mare pistă, deci eu rămân cu o mare pistă. Aș apăsa acum, da. Ce-ai, mă? Păi mă rămân cu 34. Da, să-ți faci operații după aia dacă e să-ți mărești ceva. 34 de penis. Clar. Nu e, dar cu 1 milion după aia îți mai bagi cu 1 centimetru. Dar dacă ai devenit impotent. Oh, shit. 1 milion de euro, dar impotent. No, se pare. Ce ați prefera? Să aveți gura plină cu albine sau o singură albină în doamna, gură? Doamna, că o să inventezi tu ceva. Nu. De la Maricosan 8. Maricosan. Deci gura plină de o albină în cur, clar. Deci fii atent, eu am avut probleme cu curul și spun că nu e, nu te joci cu asta, crede-mă. Am avut albine în cur, băiatul meu, nu știu. Am avut multe chestii în curcoaie, crede-mă că nu e regulă. O albină dacă nu o agiți și dacă nu, uite, de exemplu aș putea să bag cumva. Ce să ai o albină în cur, what the fuck, dar gură, bă, gura plină? Gura plină? Bă, nebunule. Ai o albină. Bă, nebunule. Ai o albină în cur. De ce pasă? Sau gura plină de albine. Gura plină. Da, mă, și ai o albină în cur? Și tu zici, băi, dacă nu o agiți... Băi, idiotule, cum la adică? Un moment dat, dacă ți iese o bășină, brus, da, păi nu. Și aia face... Da, și mi te înțeapă de nu te mai caci 6 săptămâni. O albină poate să înțepe... Atâta. Păi ascultă-mă, o albină poate să înțepe o singură dată. Corect, exact. După aia moare. Corect. Astea în gură ți-n cap 50. Dar stai că nu, dacă nu le agiți? Nu e vorba să te înțepe. Se mișcă prin curul tot în pitule, ești nebun la cap. Se dă cu cap peste tot așa. Câte largi e cur? Iartă-mă că te întreb. Îți intră pe acolo, pe... Nu știu, eu cred că nici nu știu cât supraviețuiesc ele fără aer, de exemplu, că presupun că n-ai prea mult acolo. Și tocmai chiar... când simte că nu mai are aer, nu când face moare. Agite, da. Deci tu ai prefera... Când vezi albinele când fac... Deci tu ai prefera gura plină de albine decât una în cur? Absolut. Nu, no, e una în cur. That's wow. What she said. E, cred wow. Că omul ăsta asta a vrut să wow. Eu deci cred că tu de ești asta a vrut Maricosan, să omul ăsta întrebarea. Dacă apuc să o ung un bine. Da, da, da. Dar scoate ea acu înainte, om. Nu, dar se... Ce, că nu, zi, e ceva în deci cur, eu... chiar o să... Deci pe mine m-a mușcat, vreo 5 albine când eram mic. Una, și acum am semn în ureche de la una. Mă țeapă. Și acum am semn în ureche de la una. Și e îngrozitor, e oribil. E apicurtor. Deci eu am fobie de... Dacă le văd, e nasol. De-aia zic că în capul meu e măcar nu o văd, nu știu. Și una, e una, în loc de 50. Eu dacă le-aș avea în gură, aș... Crezi că poți să te scuipi cu albine, ești prost la cap, e aproape o superputere. Nu, bă, coaie, știi ce faci? Deschizi repede gura și torni un tub din ăla de frișcă. De și ce? Momentul ăla, pe ți-ai blocat, nu mai au cum păi să și înțepe. Și cur, de ce nu poți să faci așa? Pentru că trebuie să te apleci, cineva trebuie, trebuie să te lingă acolo. Cineva după aia. Cineva să-ți bată la ușă, suntem cu albina în cur, haide, suntem în elul cortea, da, trebuie să dați buletinul, să facem o copie. Plus gândește la poveste, cum câtă empatie privești da. Povestea cu bă, unul avea niște albine în gură, doamne. Da, da, da. Și unul care avea albine în gură, măi, ce pula mea ăla e nebun? Da, așa e, așa e. Bă, și-a băgat o albină în cur. Adică dar în de ce gură de acord se cu întâmplă morții măsii, nu e vina ta, dar în cur clar tu ți-ai da? Băgat da? Albina, da? Adică nu e, nu e... În gură poți să-ți faci stup. Dacă pui ai miere pe interior, da. Exact. Da. Și bolnav. Și voi tot în gură? Ați preferat în gură? Da, în gură, normal. În cur, eu mi-închipui că stai la stupa acolo cu cură, așa să ești. Hai să găsească un aloc. Cu multe indicatoare, așa. Așa o să-și imagineze toată lumea. Vedeți cortea, stă la stupa acolo câteodată. Că nu e prima oară când o face. Deci ăsta și-a mai băgat albine în cur, clar. Dar ce-i place când se bagă trântorul? Regina. Când vine regina acolo și... Ești bolnav, tu să ai mari probleme cu meu, curul în viața în capul asta, meu e foarte simplu. Mai, clar una în loc de 50 sau 100. Deci n-aș suporta să știu... Nu, 50, nu țin cap 50. Bă, tu ai vrut ceva în cură. Acum, tu în gură ai avut multe chestii. Adică da. Știi cam cum e. Dar în cură ai vrut ceva? Nu, căcat. Păi vezi? Doar. Adică eu știu că am băgat banane, am băgat, nu bagi mai multe așa. Bă, am fobie, repet, când ai plasă la Mega sau... Dar să încercați să vedeți... Am fobie de albine, deci când le văd, deci nu, n-aș putea să mă gândesc la teama. Și mai bine, nu vezi, e în cură acolo. Da, e în cură, morții. Fac de 3-4 ori pe zi, la un moment tot iese, tot o scoate cumva. Nu te agiți, ce ai? Ce mă, stăm acolo. Dacă ați avea toate resursele, bani, aparatură, cunoștințe pentru a dezvolta o invenție, ce ați inventat și de ce? De la Patris. Da, mă, ce întrebare asta? E clar.
aș inventa sistemul de pișa pentru bețivi. A, bun. Cred bun, că am mai spus despre asta. E un device super simplu. Da. Ne legăm cu toții, ne punem la masă bețivi, ne legăm furtunel la pulă și la masă, aici e o tolbă mare în care vine pișatul. Da. Ca să nu ne mai ridicăm la discuții importante. Da. Că știți, dacă ești bețiv, salut! Hey. Nu urăști în momentul în care ești în mijlocul unei discuții, da, și exact atunci trebuie să te piși. Ei, în contextul ăsta, ai pus furtunelul în pulă, te-ai pișat liniștit și nu, nu vă gândiți că pe canal. Nu, ai un furtun generos, așa, de aqua carpatică. Așa. Dar de ce e cu adevărat uimitoare invenția mea, mă întrebați? Pentru că tot pișatul, da, este filtrat și transformat în apă minerală rece. Este genial. Este absolut genial. Deci eu am încercat să fac asta acasă. Îmi lipsește noțiunea. Nu știu ce fac acolo, dar în rest... Băi, eu cred că se poate. Se poate, de ce nu? Da. Da, ce tare fi să vezi bordea în halat, așa. Scuză-mă, că vinzi la nebun kit de pișat pentru doi prieteni. Bravo, da, 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 da. Wow, da, bravo, da, 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 da. Sau un cuplu, de ce nu un cuplu? Sau un cuplu, da, dar nu știu, da, în dar cum, la, da, chiar la fete, mai... cum faci? Să faci un device așa. Cu ceva, da, cu, da, cu... Mâna maicii domnului. O, nu spune o doamne după asta. Mâna maicii domnului. Eu aș face haine holografice. Bună ziua, sunt Cătălin. Și aș face haine holografice. Adică să aibă un sistem cumva, nu știu exact cum să explic, ca tu să poți pe o simplă apăsare de buton să schimbi culoarea, modelul la tricou. A, înțelegi? Tu să fii îmbrăcat tot. Eu mă gândeam că fii... ești gol, da, am vești pe nu, ceva nu, și nu, 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 ești... deci e materialul. Deci materialul e foarte subțire, e un tricou, da? Uh-huh. Înțelegi? Și eu pot să am, îmi cumpăr modele, adică dintr-o bibliotecă de modele virtuale, îmi cumpăr mai multe chestii. Deci tu dacă ai avea toate resursele din, da, lume, aș face haine holografice, lume, da. Cu un fel de nanoboți, ceva, să nu știu, văd eu. Toate resursele din lume. Toate resursele din lume, aș face haine pe care eu poți să le schimbi. Eu tocmai am vândut. Înțelegi? Adică, te prinde o nuntă pe nepregătite, ai apăsat buton, pap, ai frac pe tine. Tu ai o geacă, dar ea arată, da, ca un frac, știi? Dar da, din cu nanoroboți trebuie. Toate resursele din toate lume, resursele asta lume, îi face, da, educa. Da. Și chiloți care să spună povești. Să te doarmă. Atât de, da, random, te doarmă, totul, da. Adică când te culci în chiloți, că mulți dintre noi ne culcăm în chiloți, apeși aici undeva și începe. A fost toată căricioară. Chiloți. Păi dar nu-ți vibrează penisul când vorbește... Nu, că ai boxe în cur. Lângă albină. Asta e de la Nelor. Oh, Doamne ferește. Și n-ai vrea să, nu știu, să inventezi ceva, să salvezi lumea, nu, asta, nu, măcar, nu, de, nu, de... Lumea, nu, asta nu-i treaba, nu mai poate, nu-i treaba, fi salvată. Ai văzut, ai cu Rorschach, îmi place enorm de Rorschach ca personaj, no, că e preferatul meu. Dar mă fute că pe masca aia are o poză cu părinții mei care se ceartă. Da. Am crezut că o să râd. Da, mai văzut asta, mai văzut asta. Am văzut la mine pe Instagram. La tine, la mine, da, da, da. Foarte bun. Bun, voi ce ați face? Ați salvat pe cineva? Nu, n-am salvat pe nimeni. E treaba ta să salvezi pe cineva, știi? Păi, dar nu știi pe cine să salvezi, exact, că și acum ce să salvezi? Nu știi aia cu salvatul, salvatul de om e sufus pământ. Se întoarce învechit. Da, da. Se întoarce învechit. Ce ați... Nu știu ce aș inventa, e o întrebare foarte bună. Opa. Iartă-mă, Florinic. S-a stricat? Mi-a venit o idee din aur și am uitat-o. Păi nu e a ta? Păi, nu, că o am pe asta. E a ta? E a lui. A ta, a ta. Dar de ce, de ce ești sceptic acum? E a ta? E a ta, a ta? E a ta, a ta. Rasist. Ah, come on. Nu mă, se plimba un copil pe bricheta aia. Și a venit Florin și a zis, dă-mă și mie o tură bricheta. Hai că ți-o aduc înapoi acum. Cred că eu am fost rasist. Nu. Aș mai face, uite, până vă gândiți, aș mai face și robotul pentru bătrâni. Adică în formă de copil care să-ți aducă o cană de apă la... Dar doar atât. Dacă ai căzut pe jos și ți-ai rupt șoldul, doar un pahar. Se pare că te-ai și pișat pe tine. De-ar fi ceva
mai useless chestie. Water? Nu, să aminte. Nu, să aminte ce... Just water. Așa se numește. Și să aibă și voce. Ți-am adus, bre, o cană cu apă. Bunică, tu cu șoldă rupt în pula mea. Cheamă poliția, cheamă salvare. Ți-am adus apă. Ți-am adus apă. Că și matale mai crescut pe mine. Mai vrei o cană cu apă? Da. Sunt foarte recunoscător. E fiartă. Ți-am încălzit-o un pic. E un pic ungur. Ți-am încălzit-o. Ești făcut laboratoarele din Ardeală. Da, mai ieftin acolo puțin. La UDMR. Oh, Doamne. Eu aș face, acum am dat seama ce, aș face un dispozitiv care să scoate albinele din curte. Un ejector de albine. Pentru că e o problemă. Spre dușmani. Să te pot exact ca la tună așa, să te îndrepti spre dușman, să blum, 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 blum. După aia puf. Să-i sară luna, luna sau luna, nu contează. O albină plină cu căcat așa. În obraz așa. Să fii sigur că se infectează. Bee ejector. Jesus Christ. Vai. Nu mă, mi-ar plăcea, întotdeauna m-am gândit la chestia asta că când dormi e timp pierdut așa. Și mă gândeam că ar fi foarte tare să poți să înveți chestii când dormi. Iar autistul din corp. Da, nu, serios. Ar fi foarte tare să poți să controlezi visele. Nu mă, un dispozitiv în care să-ți poți controla foarte lucid visele și să poți faci ce vrei tu. Cele mai, adică chiar să simți ca și cum ai zbura, să simți ca și cum ai faci orice chestie. Nu știu, pula mea, călărești un tigru la un moment dat. Nu știu, tu vrei să inventezi un dispozitiv, iartă-mă, vreau să fiu sigur că am înțeles. Așa. Să visezi. Nu, când să controlezi, să controlezi visul. Și cu să ce faci... te ajută? Cu ce devii mai eficient? Pentru că, uite, de exemplu, dacă tu n-ai bani să mergi în vacanță, de exemplu, nu? Corect, chiar nu am. 30 de milioane. Poți să mergi în vacanță în fiecare noapte, în capul tău. Fiecare noapte, în orice țară vrei. Dar nu mergi. Zic să faci un device care să-ți trateze depresia când te trezești. Păi nu. Zic ăla device-ul să fie. Păi nu, că sentimentul e real. Adică tu simți ca și cum ai fost acolo, ca și cum ai făcut lucrurile. Și te trezești la un moment dat. Și sentimentul trezirii e la fel de real. Păi și din vacanță te întorci. Păi da, ai fost acolo. Come on. Vrei să dormi tot timpul dacă faci asta. Efectiv, tot timpul e un drog. Deci tu practic să stai acasă și să călătorești fără să te deplasezi. Asta da, vrei tu. Adică să nu te coste dar nimic. Dar nu numai asta. Poți să fii Superman dacă vrei. Eu să-mi trage la Morlan ca la București. Poți să fii. El visează că a făcut USP-ul și după aia liniștit. A filmat Rose Battle, a făcut și stand-up. A filmat ca a fost montat. Cu băieții în Europa în cap aseară. Bă, deci au ieșit show-urile alea să mă ar fi tare asta să poți să editezi în timp ce dormi. Asta chiar ar fi tare. Pentru că fiind virtual și editul, că n-ai pe un device din ăsta, ar fi tare să poți să faci chestii astea virtuale. Da, da, fi. Așa, bine. Așa. Da, da. Deci, dacă la ce strică? O să pară foarte mărunt ce vreau eu să inventez acum. Să inventez încă 10 milioane să-mi plătesc și eu. Să-mi plătesc și eu chiria, să mai, să mai rămână niște bani. Și după aia să fii tu acolo, the mad genius, așa. 10 milioane. Bagnote 200 din, mă duc la păcănele. Din bagnote rupte, știi că aia e, că aduse la viață cu electricitate. O bagnote de 100, o pui lângă una de 200, una de 50 de lei. Și este o bagnotă de 10 milioane ciudată. Du-te și plătește-mi ceva. Dă-te pe gaz. Dă-te pe gaz. Eu contrar așteptărilor, nu suport să mă tund. Nu-mi place să mă tund, nu-mi place absolut deloc. Și aș inventa un spray care atunci când te dai cu el, dacă dai cu el în fiecare zi, nu-ți crește, îți oprește creșterea părului și a bărbii, desigur. Foarte interesant. Da, și dacă nu te mai dai, dacă oprești din părul, continuă să crească. Practic, tu vrei să-i strici o afacere lui Micuțu. Da. După ce te-a luat la bio-bio la Micuțu și ai muncit acolo. I-a ajutat acolo la... omul, ți-a dat toate, tu de știi ce, mă? Gata. Dacă eram manelist, așa se numea, bio-bio la Micuțu. Bio-bio la Micuțu. A, și aș mai inventa țâțe reglabile.
Reglabil. Adică, da, îți faci un implant și dintr-un buton la fel, le faci mai mare, mai mici, depinde de ce, da, ce treaba ai. Dacă alergi, faci mai mare. Dacă alergi, le desumpli, dacă joci tenis. Dar poți să le dai una mai sus, una mai jos dacă vrei. Poți să le reglezi pentru diversitate. Poți să le grezi cum vrei, poți să le împreunezi dacă vrei. Le poți seta pe muzică să... Chiar să fie implantul. Poți să le faci să fie un pic lăsat. Da, 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 da. Pară, PPN, airbag, adică mai multe. Wow, asta e super șmecher. Te urci mașină, te urci mașină. Și spui centura, îți muți țâța din stânga în dreapta, știi? Știi? Da, și pui centura așa, să nu te doară aici. Tu aici n-ai țâță, dai aici, da, aici, știi? Și să mută așa. Da, okay. Nu se pune printre țâțe? Ce? Centura nu se pune printre țâțe? Sau așa, dacă vrei. Băi, alegerea ta până la urmă. Adică... Asta ar fi tare să strălucească dacă vrei noaptea așa și să vai RGB așa pe ele, știi? De da. Gaming. Da. Eu asta aș fac. Ca să poți să... Cosmin zicea că cât și avem? La penis trebuie... 40? O închidem? Hai să mai stăm 5 minute, mai luăm o întrebare, două. Să înceapă show. Păi, mai durează. 7 jumate. Acum începe, acum începe. Nu, e 7 jumate. Da, e 7 jumate. Hai să mai luăm o întrebare. Hai, una întrebare. Da, da. Unde e ultima? Asta e prea lungă, următoarea. Bine, următoarea. Dacă ar trebui să rămâneți blocați într-un film, joc, în universul respectiv, care ar fi și de ce? De Alex, de ce? Alex, de ce? Greu. Că-s multe. Bă, în GTA, cred. Că eu adică dacă mori în vii. Nu? Adică sau cum e? Pe cam în toate. Cam în toate? Da, de fapt da, cam în toate. De fapt în toate. Și film. Poate să fie și film, da. Și film? Nu, în film n-aș vrea, în joc aș vrea, într-un joc aș vrea, că mi se pare mai palpitant. În Oblivion mi-ar plăcea. Adică mi-a plăcut jocul, cred. Mm-hmm. Și de aia cred că mi-ar plăcea în Oblivion. Dar chiar să fac, să fiu personajul ăla și să fac toate chestiile. Și dacă mor să dau autosave și să... Dar nice. E filmul ăla, Free Guy, sau cum se numește, cu... Da, exact. Da. Foarte fain. E fain? Fain. Da, da, excelent. Eu mă gândeam că aș rămâne blocat în Super Mario, dar m-aș stresa. Supermarket, dar crezi că zici? Da, și în supermarket filmul. Supermarket filmul, da. Cred că există un film supermarket, dacă tot cauți trebuie să fie, dă-l dracu. Sau? Oblivion. Sau film. În Assassin's Creed, dar să am skill-urile. Ăla-i, mă! Să am skill-urile. Skill-urile, da. Sau în Red Dead Redemption 2. Nea, e prea fain. Calul ăla așa, să mă duc. Să duc cu calul. Privire în zarea, bă. Bă, ce plac să mă duc cu calul. Are nume calul tău din Red Dead Redemption? Flash. Flash? Ok. Și tu ai așa rapid? Da. I-a pus turbină. Da, merge, merge, bine, merge. Da. Eu aș rămâne blocat în... realitatea asta. Nu, în The Passion of the Christ. What? What the fuck? Ce, mă? Da, mă, că mi se pare că... Se pare că era fan, fata. Adică, bă, nu, mă, nu The Purge. În The Purge. The Purge. Apocalipto. În 2001, Apocalipto. A Space Odyssey. În Star Trek, ai. Gata, da, în Star Trek serialul Enterprise de acum. Eu acum îl urmăresc și e absolut fantastic. Deci niște povești, pur și simplu niște povești science fiction. Fiecare episod e o poveste în sine. Este absolut excelent. Aș rămâne cu Captain Picard. Mi-e place asta de acum. Enterprise. Să vezi tot timpul când conduce nava aia. Hai, mă, să-ți spun și pe. Hai, mă, termine cu... Capitane. Warp 6. Engage. Engage. În ăla era de zicea ce să-ți facă și să făcea automat ăla, nu? Exact. Da. Make me merge nebun. Așa cu nava. Bine. Make me another nebun. Bine. Hai cu toți în Star Trek, da, gata. Având aceste informații, da. Na, ați înțeles cam care, cum stăm fiecare cu caracterul. Mulțumim de întrebări. Mulțumim de întrebări. Și de să ne le trimiteți. Că s-ar putea să mai filmăm unul săptămâna viitoare, deci o să avem nevoie de întrebări. Cât mai crazy, cât mai nu, nu ați văzut că nu crazy. E. Puneți ce, vă, da, ce bă, vrea sufletul ce vrea, da, exact. Nu te, da. Mulțumim. Arrivederci. Mulțumim, la revedere. Bună ziua. Am înțeles că mai mult de jumătate din cei care se uită la A Fost o Glumă nu au dat subscribe. Ați ratat mult. Ați ratat, de exemplu, sfaturi sexuale de la Bordea. Ați ratat cum Geo a fost închis pe un balcon în timpul unei întâlniri cu o femeie. Ați ratat foarte multe lucruri. Astea sunt doar două. Este trist. E trist că
ajungem în ziua de azi în care aflăm lucrurile astea. 6 din 10 oameni n-au dat subscribe. Haideți, vă rog frumos, să ne unim, să dăm mâinile și să apăsăm butonul ăla de subscribe, pentru că de asta depinde continuitatea amuzamentului de pe canalul de full. Îmi pare rău că vorbesc așa acum la final, dar mi s-a dus vocea în zona aceasta. Vă îmbrățișez și sper ca uniți să dăm subscribe.